El ce are acolo pe tabletă? Habar n-am, nu știu ce e acolo. Seama că e plin de lumini, uite-te. Ia. Să stă bine, toți români veniți acasă, împreună stăm la mas. Veniți fraților în țară, afară e pâine amară, din nou frate în țara ta, să stai cu familia. Soartă rea, de ce nu mă las să stau și eu în țara mea? Avem bani, avem de toate, bogății, mașini, palate, dar nu ai și libertate, cu recul de străinătate. La patron cu toți venim, tot pe ei îmbogățim. Mai bine sărac curat, împărat la mine sat. Viața noastră este plic, străinătate am plecat. Nu știam ce am lăsat, mamă, tată, soră, frate, știți că sunt tare de part. Am simțit pulsul la viață, lovitură drept în față. Nopți negrele și albastre cu străinii. Florin Călinescu, cum se duce presiunea? Pe stradă mă gândesc să fac să răspândesc. Mă gândesc la cei de acasă să aibă pâine pe masă. Nu mă las, răbdare pas cu pas. Nu mă las, răbdare pas cu pas. Să zi, oră cu oră, săptămâna și cu luna, luni pline. Îți dă efecte de acolo la bolii. Da, efecte. Să zi, oră cu oră, săptămâna și cu luna, luni pline întregi de an, o viață întreagă. Scrie Barry White! Breakdown! Breakdown, yeah. Dragă prietene, am venit până acolo că nu știu la ce ți-a folosit tableta. Când am venit, eu scria Barry White. E un procesor de voce pentru că pe melodie am băgat 3 efecte de voce. Partea muzicală nu m-a dat pe spate că procesorul probabil era mult prea lent pentru tine. Posibil. Dar bucățica de mișcare excepțională, excepțională bucățica de mișcare, deci nu am copii de 18 ani care să poată să facă titirezul acolo. Mi-ai spus un nume, Smiley. Winnie. Deci îți spun ceva, Smiley n-a putut nici la 16 ani, nici la 25, nici acum să facă Winnie. Ce au fost versurile atât de pesimiste față de muzica atât de ritmată? Da, și mi s-a mai spus o melodie veselă cu niște cuvinte triste. Într-adevăr, piesa nu e cea mai reușită, dar asta e combinația atunci când ai spirit de dansator și totul trebuie să fie cu ritm. Te gândești la o orchestrație veselă, chiar și la un mesaj trist. Da. Dar oricum, eu m-am bucurat foarte tare să văd că încă mai poți să faci windmill. Mulțumesc. Ești tare, serios. Ești foarte bun. Mulțumesc, Rus. Andra, ești singura posesoare a lui 10. Vă spun sincer, melodia pe mine nu m-a atins deloc. Nu mi-a plăcut... N-a ajuns la mine mesajul tău, melodia, nu. Da. Linia melodică mi se pare pentru copilași. În schimb, mi-a plăcut foarte mult dansul tău. Ok, mulțumesc oricum. Bun, să votăm. Viorel, aș fi dat un da dacă era dans. Așa... Da. Azi zice nu, azi. Ok. Alexandra? Este un nu și din partea mea în seara asta. Mulțumesc. Deci daul meu și al Andrei nu mai contează decât ca să te gândești foarte bine ce faci. Okay. Ești prea bun dansator ca să vii și cu toate remixurile astea.
Te așteptăm, te așteptăm cât de curând. Treci la sală și rupe-ne cu dansul. O seară bună, mulțumesc frumos.